v-am regăsit astăzi, vreau să gătesc două feluri de mâncare. Piept de pui cu un sos dulce acrișor, uns deasupra cu miere de albine, cu soy sauce, cu ghimbir, așa faină. Și lângă el o să fierb și niște orez, că n-am cum. Și fac și o mazăre lângă el, cine nu vrea, îl fac numai așa, separat. La unul poți să-l scoți numai cu sare, piper și să-l tai lângă mazăre. Fac și în mazăre pun și cartof. E fantastică de faină și de bună. Și morcov, bineînțeles. Na, acum nu încep și bineînțeles că mulțumim domnului Marin pentru susținere. Pieptul de pui este de la el. Domnul să-l binecuvinteze și de unde e, Domnul să sporească și să-i dea ei sănătate. Mulțumim din suflet că ne susțineți. Marin are tot ce vrei, limbă de porc, ficat, proaspăt, tot ce vrei, picioare de porc, la el găsești la orice oră și oricând și poți să-mi iei cu încredere că sunt extraordinare. Și acum am să vă citesc și un cuvânt foarte faină, un psalm de fapt, pentru că am văzut inundațiile care au fost la Galați și partea acolo și m-am dat seama cât de vulnerabil suntem și ce expuși suntem. Și poate de multe ori zici, păi da, ce Dumnezeu uita, de nici de cum Dumnezeu nu uitase. Dar Dumnezeu spune așa, David spune așa, să te asculte Domnul în ziua necazului tău. Să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob. Și să aducă aminte din locașul lui cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Ți-ar fi destul să știi. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului Iacob, să-ți trimită ajutor din locașul lui cel sfânt, așa cum știe el, zic eu. Să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare, să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima, să-ți împlinească toate planurile tale. Până aici zic așa, amin, Domnul să fie cu aia care pleacă acolo cu mașinile și să binecuvinteze Domnul donatorii și lucrătorii care fac lucrarea asta măreață. Și atunci zice, noi toți ne vom bucura în numele Dumnezeului nostru. Și asculte Domnul, să-ți asculte Domnul toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul tot puternic dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carelor, or alții pe cailor, dar noi ne bizuim în continuare pe numele Dumnezeului nostru. Ei sunt doi și să cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Dumnezeu este totul, Dumnezeu este dragoste, pentru că acum se vede că dragostea noastră din dărnicia noastră care facem pentru frații noștri care sunt în necaz. Acum se vede lucrarea pe care o facem pentru oamenii care pleacă tot timpul cu mașinile și pun la dispoziție timpul lor și viața lor și pleacă fără să murmure. Tu ce faci pentru Domnul Iisus? Aia este o cântare care spune ce pentru Iisus ai făcut cu aia asta, cu aia vei sta înaintea Lui. Ce ai făcut pentru El, cu aceea te vei întâlni? Nu cu casa ta, nu cu mașina ta. Domnul nu e interesat de tine. Nici ca persoană, numai de sufletul tău e interesat. De trupul ăsta tău care le expui și care îl facem să fie frumos. Domnul nu se uită la el. Domnul se uită la suflet. Nu se uită nici la casa ta, cât e de mare și frumoasă și stai singur în ea. Mânai singur, sfârșești singur. Împrumută pe Dumnezeu, nu rămâne dator niciodată. Dă cu bucurie când ai. Și dă, cum a zis Pavel de Macedonieni, dând până la jertfă. Asta înseamnă să dai aproape tot ce ai. Mare lucru să trăiești pentru Dumnezeu. Dumnezeu e totul. Dacă Dumnezeu nu ne-ar da aerul, dacă nu ne-ar da ploaia, azi când a fost secetă cum a fost, dacă nu ne-ar da viața, dacă nu ne-ar da sănătatea, tot ce avem, avem de la El, prin mila Lui, încă mai există milă și har. Vor veni probabil vremuri și mai grele. Să vor cerne credincioșii, cei care vor rămâne în picioare, vor slăgi pe Domnul și în vremurile triste și grele. Dar dacă în vremurile bune nu ai fost darnic și credincios, cum vei fi? Și zice, Domnul, cum îți voi încredința lucrurile mari dacă în alea mici tu nu ai fost? Cum aș putea să ți le dau? Iubește pe Domnul că se merită. Ajută pe frații tăi în necaz.
Dăruiește pentru cei care sunt acum necazi, n-au rămas cu nimic încă și tu ai totul. Nu datorită inteligenței tale și nici a credinței și nici a cine ești tu, ești azi în picioare, ești datorită că Domnul a avut milă de tine și de mine. Iar pentru cei care sunt necazuri, i-a lăsat și pacea prin încercări, dar și pentru noi ca să ne vadă dragostea noastră. Frumoasă călătoria cu Domnul când slujești pe Domnul și îl iubești pe Domnul din toată inima. Domnul să fie pastorul tău. Acum vreau să gătesc, v-am spus două lucruri rapide, dar mă dur și un picior un picuț, dar numai rapide nu ar fost. Că o veni și cameramenul s-a uitat sărăcuț, o fi zis că asta nu mai începe. Punem aici uleiul, îi prăjim pieptul de pui pe parte, pe alta sare, piper, puțin ghimbir ras, usturoi și după aia punem miere de albină deasupra și puțin, aici am și doi ardeiuți, uite, la soră merge pe terasă, i-a luat așa, nu știu cât, Giuzia zice că-s foarte iuț. Trebuie chiar să gustul, nu să fiu sigură. Iutuț. Și aici am să pun în tigaie. Asta, tăsora mea o are Luci. Asta e lemongrass-ul. Are un miros atât de frumos. Ca o floare de lămâie. Crește așa în ghiveci și au rădăcini. Dar asta, asta când o iei așa, o pui lângă ăsta și îl miroase așa ca o, ca o floare de lămâie. Nici măcar ca lămâie, ca o floare de lămâie. Și ăsta lăsăm să fac aici. Aici în partea asta la altă am să pun în spate, am să pun mazărea care, uite, de exemplu, până la ora asta, uite, ceapa, pun o ceapă, dau și știți că fiecare o face în felul ei. Mie îmi place să fac un picuț cu bulion. Așa o mănânc. Na, acum. Și, bineînțeles, că morcovii ăștia m-au rămas de unde? De aici, de la plăcinta care trebuie să o fac. Așa. N-are nimic, oprești. Așa. Ok, asta s-a făcut invers. Cere schimbare și asta. Pui un picuț de ulei, că trebuie să coacă în ceva. Așa. Ardeii ăștia iuții punem mai târziu. Aici, până atunci, pun astea la făcut și după aia mă voi ocupa de ceapă, morcov. Pui ce faină, ia. Ușa închisă, nu? Trebuie închisă ușa. Că se duce sus. Nirosul. Ok. Și aici, bineînțeles, că uite cum am aranjat toate. Toate astea sunt un cake cu se numește carrot cake, cake-ul de morcov. Dar n-are numai morcov, stați liniștiți. Are mai multe. Mă să punem astea. Uai, ce fain, îmi plac ăștia morcovii destul de mult să fie la... Ăstea i-am făcut aici morcovii, ăștia i-am făcut, uite aici faină. Uite, ăștia pentru... Aici îți trebuie așa 6 morcovi mari, rasp în răzătoare, 150 de grame de nucă, 200 grame de zahăr brun, 200 de zahăr alb, tos, 300 grame făină, dar vă scriu pe internet, 2 lingurițe bicarbonat, un praf de copt, 4 ouă și 325 ml ulei. Eu am să le fac și în cupcake-uri ca să coc mai repede și am tapetat aici și o formă ca să-l fac așa și să umple cu cream cheese-ul care deja am și pus-o la frigider că aia trebuie să fie acolo. E fantastic! Toată lumea, bineînțeles, să nu lipsească nucșoara de la ea și, cu, și scorțișoara. Sunt superbe, sunt superbe! Uite asta aici că vreau să le pun să se facă. Să le face. A, uite aici. Întotdeauna când puneți ăsta pieptul de pui, îl punem cu
partea de jos, care pielea, să facă bine, 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 bine. Așa, uite aici. Îi lăsăm să se facă pentru că mei pieptul ăsta de pui e mai mare meu și atunci nu pot să îl faci mai tic. Aici prin așa. Lasă să călească bine, bine, bine de tot. Se vede, așa, e camera mea, se vede, se vede, ui. Așa. Și acum, pentru că am o roșie, n-am să mai, și nu las aici, că e veche, vechiuță, da? Și atunci o tai la... Așa, și ăsta-l pun aici. Lemon grass-ul ăla, ăia lemon e gras. Cum e lemon e gras. Am o roșie și dacă este roșuța asta, doamne, doamne, cum să o lăsăm, să o aruncăm? O cojez pentru că coaja asta de la roșie toată, toată, toată se strânge și oricum o găsește în mâncare și o scoți afară și nu-i, nu-i plăcut. Dacă cumva se întâmplă să mai fie, asta e. Dar dacă se cojește cojițul, înseamnă că trebuie dată jos. Dacă nu se cojește, înseamnă că se topește, știi? Acolo. Bun. E suficientă la mazăre. Dar nu pun acum, că pun mazărea prima dată. Uite aici. Pune mapă să treacă, nu chiar să treacă, dar dacă la mazăre, să știți că și dacă trece, punem la ea din asta un pic de făină, n-are nimic. Chiar foarte bine. O să pun și roșiile, de ce nu le-am pus de prima dată, nu mă întreba, că nu știu. Nu cunosc. Așa. Și o lăsăm mai să facă încet. O să pun un picuț mai multă apă la ea, pentru că o să vină și cartofiorii și atunci când vin cartofii, doamne, când vin cartofii, atunci să vă spun ceva. Cred că din cauza asta nici nu mai trebuie să punem la ea știi că de obicei puneam la ea, la fasole puneam niște un picuț de făină, dar acum dacă pun cartofi nu mai trebuie. Cu cartofi împreună și cu alea sunt chiar foarte, foarte faină. Ok, aici. Și bineînțeles ca cucului, că doar n-am ce să fac. A little bit, nu mult, dar așa se dă un pic de gust, terminăm cu marar, minunea, minunea, minunea. Aici avem orezul, îl spălăm faină, ok, că nu l-am uitat. Și-l pun la fiert. Și gata, simplu, fără nimica. Ăsta chiar nu-i trebuie nimic. Ca să faci aici. Ia, toată mâncarea ți-e gata. Asta e piper. Piper. Da, da, tu mergi, piper. Asta e sarea. Lord have mercy. Oh, ho, 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 ho. Pozită. Sper să nu fie. Ia, ce vezi? Mai, 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 mai. Bun, acum o să-i întorc. Lăsați să se facă faină, 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 faină. Să vedem dacă putea și mai mult.
Nu ce faină, gold, așa să fie gold. Wow, gold. Că trebuie să-l mai lăsăm, că e mai mare. Și să ne ocupăm de plăcintă. Ia, așez roșioarele de la mine din și le bag aici, din grădină. Așa-s ultimile. No, hai să facem plăcinta noastră. Simplu, da? 4 ouă. Și că s-au de casă, pe ale salbe cap. Nu mai, nici nu mai știi din ce să cumperi, să știi. Nu mai cunoști. Deci de la ăla, de la. 4 ouă. O cană de zahăr. Normal, de tost. O cană de zahăr brun. Eu am jumătate brun normal și jumătate cu melasă. E mai bun. Așa. Bun. După aia venim cu uleiul. 325 ml de ulei. Ok. Un strop de sare. Un praf de copt. Și un bicarbonat. Două lingurițe de bicarbonat care se pun într-un iaurt de 125 ml. Uite aici cum crește. Un praf de copt. Cum îl pun pe ăsta și ăsta. Pe ăsta praf de copt. Din inerție. N-are nimica. Ok. Mă, dar de parte ce ai dus? Ok, bun. Așa. Să le punem de o parte în spate. E bine să vi le puneți toate aici, că dacă nu vi le puneți aici în față, le uitați, credeți-mă. Și ce e foarte, foarte important la e, este o linguriță de scorțișoară. Așa, s-o scumpișe scorțeșoara. Apoi nu mai zic din ușoara asta. Ușoara asta e scumpă. Cred că 10 lei în nucuța asta. Așa. Și aici trebuie să pun eu, că mie îmi place, un picuț de două cuișoare. De că tu ești anistar și ăla e bun, dar acum uite așa un pic. Pui și un parfum fain. Cruților. Ok. Punem la loc. Ne-am făcut superi. Așa. Mai pun un ou eu. E cam puțin. Ouăle mele au fost mai mici. Aveți grijă dacă ouăle trebuie să fie 4 ouă mari. Știi, mele au fost mai micuță. Așa. Cât sunt mai multe ouă, cu atât e mai pufos. O să zici nu de la, bă, da, așa de la ăla. De la ulei, logic. Uite, vezi cum i-a luat.
Și acum vin 125 grame nucă și 3 căni de morcov. Ok. Superbitace. Cum ești, superbitace? Și zici să nu-i sfăina. Logic. Uite aici. Ce fain azi. Wow. Beautiful. Stai cu pun pe... Așa, super. Wow, ce fain azi. Așa și... Făina trebuie neapărat dată prin strecurătoare, 300 de grame. E așa încet, o aerisești, o aerisești. Fac și cupcake-urile din ele, am făcut și asta, dar am și tăvița. Merg amândouă în... Bun. Perfect. Îmi place întotdeauna să o las să stea un picuț. Gata. Sper că n-am uitat nimic să-i punem. Că? Ok. Uite aici, așa. Ok. Le pun în cap cake-urile astea că sunt mai mari și vreau să fie mai mari. Nu vreau alea micile să le fac. Am găsit formele astea superbe. Sunt încântată de ele. Sper să mi le și țină. Că sunt foarte faine. Ok. Așa. Wow, beautiful, stai. Așa. Ok. Bun. Super tare. Super tare sunt. E așa cred că vor fi. Ok. Bun. Vede. Așa. Okay. Asta le bagăm în cuptor. Cuptorul meu coase la 200 și 25. Uite, Gina coase. Și ăsta îl bag aici și pun odată cu el se va termina și asta și gata. Cameramente. Ia, am uns-o faină asta. Puteam să pun asta, dar nu-mi place. Foarte faină. Foarte faină. Și faină a fost. Ma, la fix s-a ajuns, exact cum am gândit.
Știi? Că m-am gândit, zic, mă, nu o să intru să stau după ele, așa să coc toate în același timp. Super faină. Gata. Good. Aici am o lingură de unt de arahide. Două linguri miere de albina. Dar nu pot acum. Nu au filmat camera, măi, nu prea așa. Bun, bun, bun. Așa. Un strop de oțet. O linguriță de oțet. Soy sauce. Câte? 3 linguri. Soy sauce. Și niște ghimbir îmi trebuie. Care îl am în frigider. În frigider. În frigider. Și jumate de linguriță de ardei iute. Dar nu că să face iute. Să nu credeți că o să fie foarte iute. Atât. Un strop, nici jumate. Ia câtă pungă am luat, am crezut că... Dar mie îmi place așa să mănânc. Uite așa. Și ăsta e ghimbirul. Pe care îl curățăm. Oh, ghimbirul ăsta nu-i bun. Mergem pe altul. Ce zici? Băi, fratele meu. Asta sper să fie bun. Nu întregi una. Dacă le iei, îți și bune ea. Și e și scump. Ca truda lui. Doamne. M-am gândit eu cum de era redus. Era redus că jumate din el îl arunci. Mă, asta e. Cel mai bine e să iei praf. L-ai praful cu cine și gata. Lași puiul să se facă bine, bine de tot. Că dacă nu se face bine de tot, știi? Nu pui sare pentru că are sare. Bine? Și ne uităm, mai o să uităm. Ne uităm și la plăcinte. Nenon, dar ce miroase. Doamne Iisuse. Bună tăsă. Uite aici. Scoatem firele deja. De lemongrass, de limone grase, foarte fain miroase, super, tot. Să-l iubesc puiul ăsta, ia cum arată, pictat ești, pictat, bine, bine, pictat, pictat. Dar până când se mai face un picuț, o să-mi iau ăsta, așa le pun deoparte aici. Îmi tai cartofii, mă, că primul lucru am uitat de cartofi. Ia, să-i pun în mazăre. Păi tu cam e remediul tău, nu trebuie să spui. Ia, săracul așa. Nu trebuie.
Asta îi punem în, le punem în. Așa. O să zici, n-amă, poți să vezi că-s foarte fain. Să știi. Superbitățe, să știi. Ia. Iubesc mazărea asta, să știi. Fac așa, dau drumul la foc tare ca să scadă tot și pun mărarul când e gata. Mai bine de atâta nu pot să șer de la viață. Am găsit un mărar atât de fain la intrare și cum ce bagi în piața Mihai Viteazu. Mărar fain de la el, gen seră lui. Sau așa proaspăt fain, măcar până avem. Că vine și iarna, știm asta. Haide să facem aici, da, aici, aici, aici e minunea. Ia. Mhm. Nu, uitați-vă. O să las și fără, pentru că mai poate îi place. Ia. Mhm. Wow, ce faină. Wow. Wow. Beautiful. Așa se numește beautiful. Ah, am ingredients. Parte. Wow, ce sos fain. Superb. 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 Iubesc sosurile astea. Le iubesc. De ce să zic? Uite aici ce fain. Ia, tua. Minune. Asta l-am lăsat, ne? Putem și să-l scot, dar nu l-am scos. Perfecte. Perfecte. Un pic de, un picuț de apă. Ca să nu fie prea gros. Și gata-i. Opa, scuze. Scuze, din inerție, foarte faină, foarte faină, mega sus, mega, gata-i, aici, punem aici în spate până îl servim, îl servesc cu orez, îl servesc cu mazăre, îl servesc cu ce vreau. Pentru că în bucătăria ta faci ce vrei. Gândești ce vrei, scoți rețete minunate. Doamne, dar nu mă faceți probleme. Întotdeauna, dacă vreți un picuț să faceți un sos dulce acrișor, ăsta e așa un sos extraordinar. Că are și miere, are și un picuț de din ăsta. Peanut butter, să zic și la noi. Care cameramen nu știe despre ce e vorba. O ia, uite aici. O lăsăm așa să se facă. Când e gata, numai bine scad ca scadă ăștia, pun mărarul pe ea, o iau jos și așa scăzută faină lângă, cu mazăre, cu orez, cu detate, îți vezi ce faină servim. Extraordinar. Scoacem și plăcintele noastre că sunt gata. Da, pă, da cum? Imediat să începem afară cu ele. Și emisiunea noastră să zic și ea sfârșit. Ok. Așa. Rețeptele, aici am o cântare scrisă, cred eu. Așa. Da.
Să slujești pe Domnul în toate zilele tale, cu tot ce e mai bun. Cu tot ce e mai bun. Hai să dăm drumul mai încet, să-mi scot și astea. Hai să văd. Ok. Asta e capacul de la asta. Aștia sunt cupcake-urile. Sunt faine, sunt gata. Să văd și pe asta dacă e gata. Mai trebuie, asta mai trebuie. Trebuie. Vezi, ele se coc mai repede. Uite-le. Vezi-le? Sunt gorgeous, se numesc. Gorgeous. Gorgeous. Le sunt să se răcească. Câteva. Ia, vezi ce faină sunt. Moi, faină. Îmi place să fac, vezi, cupcake-urile le pot scoase mai bine, uite, și când le mănânci, le desfaci de aici așa frumos și le mănânci. Super faină. Lăsăm să răcească. Pe cameramen o să-l servesc cu una lângă și vă om să vă arat imediat cum o să fie până să răcesc. Oh Lord! Oh Lord! Cum îs calde? Yeah! Așa. Ok. Trebuie să aveți grijă că nu-i voie să cadă pe ele. Că după aceea trebuie să le curăți dacă vrei să le lași cu astea. Dacă nu le scoți din ele și ai rezolvat-o și așa. Dacă nu vrei să le lași în astea. Uite ce faină să ia. Uite aici. Bun, super. Haideți că am făcut o cremă. E caldă aia, dar pentru cameramen fac și dacă știu că așa e. Că el, dragul de el, e și cu mine. Aici se face unt. Eu am pus 25 grame de unt pentru că fac mult așa din asta, îmi place. După aia pun untul, îl bat cu zahăr la 25 grame, pui 400 de grame, 400 de grame de zahăr praf. După aia pui 400 de grame de cream cheese. E foarte bine să iei cream cheese-ul ca și numele de oraș din America, Philadelphia. Și atât, să le bați până să fac spumă și le bați la frigider. Uite aici cum arată, da? Ia. Și atunci vii cu ăsta. Așa. Și hai să vedeți cum îl facem. Să zicem, ești mai rece? Tu. Nici unul nu-i mai rece, dar asta este. Îl facem pe ăsta cu roșu, da? Uite aici. Aha, o prins ceva. N-are nimic. Bun. Și încă unul aici. Cât lor. S-a prins ceva în băi. Exact. Niște o bucățică de unt. M-a făcut toată problema asta. Da, e ok. Așa. Cupcake-ul. Și aici aveam eu niște cupcake-ul. Uite cum arată. Așa le facem pe toate. Sunt prins, ăla trebuie să-l schimb iarăși. Da? Se întâmplă. În bucătărie se întâmplă. Hai să vă servesc o minunăție de mâncare. Minunăție zic pentru că îmi place foarte mult. Și uite, orezul basmati, dacă îl folosești, este un orez fantastic. Uite, îl faci, îl fierbi așa cum o cană cu două de apă, cu una jumate de apă, nu? Și să, uite, bob cu bob rămâne. Uitați-vă aici.
Fantastic, fantastic. Super. Fantastic. Nu se compară cu niciun orez. E un picuț mai scump, e adevărat, dar merită. Merită. Se numește merită. Și aici, lângă mine, să-mi pun ăsta. Și se va arăta. Punem și așa, dar desfacem altul. Uite așa. Ok. Întotdeauna așa să aveți grijă, că de fiecare dată când se fac, se taie. Ați înțeles? Se aranjează frumos pe farfurie, una lângă alta, una lângă alta. Aștia firimiturile niciodată nu le dai, înțelegi? De fiecare dată. Ok. Ok. Te vezi cum e? Ia. Ok. Ok. Și acum vei cu sosul, care e cel mai important. Dar eu am să pun sos. Știi, numai chiar așa că vreau să las să se vadă. Știi? Așa. Vezi? Uite așa. Perfect. Și acum vii cu... Nu tot, dar iei câteva boabe de mazăre. Aici. Ia, așa. Așa, uite. Perfect. Iar cupcake-ul îl punem aici pe o farfurie. Cam așa. Servit. Ok. Superbă și asta. Din toată inima, din tot sufletul, nu uita să dăruiești pentru cei care sunt în nevoie acum. Dumnezeu să-și aducă aminte de toate binefacerile tale și din cerul tău, din cerul lui înalt, să te răsplătească pe tine și familia ta cu binecuvântări. Nu uita că ei trec prin așa de mari necazuri, după o viață de muncă să rămâi fără nimica. Dumnezeu poate să înlocuiască prin noi, prin fiecare, aceste pierderi prin ajutorul nostru. Nu ți închide inima când cel aproape de tine și aproapele tău are nevoie de tine. Este căzut jos, rănit și este deznădăjduit și este supărat și este necăjit. Adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a făcut ție mult și mie bine, pentru că n-a trecut pe aici pe la noi deocamdată. Să fim oameni care să iubim pe Dumnezeu, dar să iubim și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Și atunci Domnul din cer se va bucura de noi. Și copiii de copiii tăi vor fi binecuvântați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru pacea din țara ta, pentru binecuvântările care ai, pentru pâinea de pe masă. Pentru guvernanți, roagă-te. Pentru viitorul președinte, roagă-te. Roagă-te mereu, roagă-te mereu. Zice că mare putere are rugăciunea celui neprihănit înaintea Domnului. Și pentru aceasta îndrăznim să venim înaintea Lui
te îmbrățișez și îți doresc ca Domnul să te cuprindă în brațul Lui și să te ocrotesc, să te ocrotească oriunde în lume ești. Fii binecuvântat! La revedere!